Sindicaliștii din penitenciare au ieșit din nou în stradă. Angajații Spitalului Penitenciar Dej au protestat astăzi în fața instituției și au cerut demisia ministrului Justiției. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de condițiile de muncă și de diferențele salariale din sistem. Angajații de la Spitalul Penitenciar din Dej, alături de mai mulți angajați ai penitenciarului de maximă siguranță Gherla, care au venit la Dej în semn de solidaritate cu colegilor, au protestat miercuri dimineață în fața clădirii instituției. Înarmați cu pancarte, cei aproximativ 30 de angajați și-au strigat nemulțumirile în stradă. Doresc aceste forme de protest pentru cei care înțeleg că trebuie să ne lăsăm împreună. Pentru cei care sunt stradă de abuzuri. Pentru toți salariații din stăm penitenciar, afectat de o discriminare impusă guvernamental. Sindicaliștii cer condiții de lucru mai bune, eliminarea deficitului de personal și echitate salarială în sistemul penitenciar. Nu mai vrem să muncim ore suplimentare, nu mai vrem să muncim gratis, nu mai vrem să fim discriminați. Prin urmare, ne cerem să aducă personal, să ne respecte, să ne acorde drepturile. Ministrul tehnocrat ne-a discriminat. Protestatarii mai cer demisia ministrului Justiției Raluca Prună pentru incapacitatea de a gestiona problemele din sistem. Prună, nu uita! Astăzi vrem demisia ta! Prună, nu uita! Astăzi vrem demisia ta! Prună, nu uita! Astăzi vrem demisia ta! Pe lângă angajații de la Spitalul Penitenciar din Dej au mai protestat azi și angajații din Bacău, Satu Mare, Bistrița și Slobozia. Astfel de acțiuni de protest sunt programate și mâine, de această dată, la penitenciarele Aiud, Arad, Găiești, Botoșani și Galați. Protestele sindicaliștilor din penitenciare vor continua până când Guvernul României va reacționa. Dacă revendicările nu le vor fi îndeplinite, sindicaliștii din penitenciare anunță că vor organiza un protest de mare amploare în fața Ministerului Justiției pe data de 18 octombrie.